Marți 27 octombrie, anul curent, polițiștii din cadrul serviciului rutier Iași au oprit pentru control pe drumul european 583 în orașul Podul Iloaiei un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani din municipiul Pașcani. În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că autoturismul era radiat din circulație de către autoritățile din Olanda. De asemenea, s-a constatat faptul că certificatul de export și asigurarea obligatorie prezentă pentru control erau false. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul neînmatriculat fals în înscrisuri oficiale și uz de fals, iar cercetările continuă.